Da, stai tu, Maria, în sus. La, nu, la, ale sunt ok, la... Hai. Doamne. Hai, Laurențiu, uite, a intrat Laurențiu în cadru. El da. Este Laurențiu Gregor. Gregor, zi bine, Gregor? Da, Gregor. Gregor, ești bine, ești foarte drăguț, întoarce-te la mine, uite la mine. Tu mereu te uiți la mine când el filmează interviurile mele. Da. El filmează astea. Îmi știu fiecare trăsătură. Cu astea, cu, da. Bravo. Cum ești? Foarte mișto. Îți place? Și da și nu. Și da și nu. Cine ești și de unde vii? Păi, sunt un tip din București, simplu, cu vise medii. Mm. Mari, nu? Nu. De ce? Le-am avut, nu... Ți-e frică de ele? Da. De ce? Nu cred că poți să stăpânezi bine succesul. Pentru că? Nu sunt în stare. Păi, dar nu vrei să vezi cum e, ca să vezi dacă poți să-l Știu stăpânești? Cum e. Păi și atunci? Vreau să fiu ok. Ești bine așa? Da. Ok. Ce voiai să faci când erai mic? Evident, pilot. Pilot? Da. De? Pilot de curse. Pilot de curse? Da. De mașini? Și în continuare vreau. Și în continuare vrei? Da. Marian? Iată, ai un, poți să ai un viitor partener. Îi dau casca. Da, exact, în așa ceva. Care este motoul Cavaleria? Pentru tine. Zi mai tare. Suntem cei mai buni. Suntem? Cei mai buni în ceea ce facem, da. În media online, da. Ok. Eu așa consider. Cine este primul care reacționează la un eveniment brusc? Că acum le tot repet. Eu? Da. Reacționez așa repede? Da. Okay. Tot timpul o soluție. Bună, proastă, o ai. Da. Și asta învârte celălalt rotiță. Ce drăguț. Nu. Zâmbe pe fața lor. Da, eu mă bucur. Mă bucur pentru că asta înseamnă că, cum să zic, fac ce trebuie. Și pentru mine asta, faci, da. Asta contează. Nu totdeauna bine, din punctul meu de vedere, dar e bine că faci. Știi da. Că sunt unii care descurcă-te. Așa e. Și nu, în fine, nu e despre mine. Pe ce este întemeiată lumea? Pe legea junglei. De ce? Pentru că cine e cel mai tare reușește. Crezi că e așa o competiție atât de mare? Da, este o competiție. Este? Da. Dacă te și lași... tu te regăsești în asta? Da. Da? Da. Consider că sunt printre cei mai buni în ceea ce fac, în nișa asta mică de oameni care și filmează și editează și... Da. Da. Sau tind să aspir acolo. Este dificil să te emoționezi? Nu. Nu? Nu, acum sunt foarte emoționat. Și tu ești emoționat? Da, nu știu dacă o să fie online sau nu, deci... Bine, dar nu ești obișnuit în fața camerei, dar știi ce înseamnă? Da, da, știu ce înseamnă. Și încerc să fiu cât se poate de natural după sfatul lui Codrin. După sfatul Codrin. Codrin ăsta le face, le atinge el pe toate. Da, da. Dacă am fi într-un joc video, da. Că ai auzit acum întrebarea, da, da. Și ai avea puterea să oferi imunitate, cu ei dau? Aline. Alinei? Da. Pentru că? Sunt curioasă. Pentru, cred că este cea mai puțin apreciată de aici. N-aș zice. Cel puțin... Mie mi se pare că e cea mai echilibrată dintre noi management. Toți. Vorbesc de... E mai cu picioarele pe pământ, mai înfiptă puțin, totuși. Mie mi se pare că e cea mai echilibrată dintre noi toți. Da, nu știu exact ce face. Adică, na. Cât de tare a fost asta! Da, ce mi-a plăcut! Că spui tu, da. Dar e așa mai muntată, știi, că nu știu exact dacă... Ai, cât de tare! Bine. Cine vorbește mult și degeaba? George. George? Da. Bine, nu tot timpul degeaba. Da, înțeleg. Are o... Cum îi spune... O motivație. Nu. Nu parlamentare. A. Când ești, nu ambasador, când ești o diplomație născută, știi, dar la un moment dat se pierde în ea. Știi, adică rămâne diplomat. Adică dormiți un pic nu, când... Știi? Da. Spune nu azi. Nu azi, da. Faci treaba în grabă? Câteodată, da. Da? De prea multe ori. Serios? Da. Eu acum aflu. Multe deadline-uri. Adevărat și asta. Strânse. Strânse. Dacă ai fi șef pentru o zi, ce-i face? Aș da de băut. Băi, trebuie să dau mai des de băut, se pare. Nu, chiar aș da de băut și m-aș pune în locul fiecăruia. Da. Adică ar trebui să stau lângă fiecare angajat o zi. M-a avut angajat. A, deci înțelegi acum. Da, nu, chiar știu. Da, înțeleg. Făcut multe, da, foarte da. Multe. Vorbești tare sau încet? Destul de încet. Încet? Da. De ce? Mi-e frică să nu greșesc. Și de aceea probabil prefer ca lumea să nu înțeleagă cuvintele, astfel încât eu o să o pot regândi dacă... Ești un pic temător așa. Da, tu. Da, sunt. Și cu succesul și da, cu vorbitul. Da, cu... sunt cam temător. Ok. Ciudat, știu. Da. Ciudat. Eu mă consider tare, știi, da. Și mă consider păi jimeche. Păi și eu te vedeam tare așa. Dar nu. Ești mai emotiv ca... Da.
Uite ce am descoperit, ca să vezi. Ce înseamnă succes? Înseamnă să fii fericit. Cu ce faci, cu ce ai? Nu, cu faptul că, de exemplu, dacă ție îți plac florile când înfloresc la tine în grădină, și ai ajuns să ai acele flori la tine în grădină și te bucuri o dată pe an că înfloresc, înseamnă succes. De ce anume ești dependent? De confirmări. Aolea, trebuie să vă confirm mai des câte ceva. Care din echipă crezi că are șanse să reușească în viață? Cine din echipă? Care nu a reușit deja? Cu toții, întrebarea mea este foarte, probabil că e un pic capcană. Da, dar mă nu deja este, de două ori și încă nu mi-am dat seama. Dar exact. Nu este capcană. Cine din echipă are mari șanse să reușească în viață, dar aș vrea să o gândiți dincolo de 5-10 ani. Că poate cavaleria peste 5-10 ani nu mai e. Și atunci vreau să văd dacă pe cine vezi mai departe. Pe mine, în primul rând. Sunt Bravo. Un egoist născut. Da. Pe Marian. Mm-hmm. Chiar sunt convins că va deveni un prezentator foarte mișto și apreciat. Mm-hmm. Gen Florin Călinescu sau... Bine, de, asta dacă lasă copilările deoparte, știi? Mm-hmm. Da. Dar în rest, nu. Da, știu, okay. Răspunsurile anterioare, dar nu pot să mă las influențat de ele. Știi, de-aia am vrut să intru acum, să nu mă mai las influențat. Că... Bine, bine. Na, ascult. Câte timbre de 2 lei are o duzină? Nu pot să mă întreb altceva. Trebuie să pun aceleași întrebări la toată lumea, da. Deci... Păi două timbre da. Și cu două și cu două, da, 12. Cu două, 12. Da. Tu vrei să mă întrebi ceva? Wow, da. Și stai că... Are o listă. Da. Întreabă-mă. Ți-ai notat? Nu, nu am notat. Am vrut să... Ai da, vrut să notezi? Asta la când umbli. Întreabă-mă. Da, există un plan de extindere. Da. Am înțeles. Asta vreau. Dar nu e temător viitorul. Sunt convins, nu. Eu sunt liniștit din punctul ăsta de vedere. Nu, păi lasă temerile tale într-o parte și aici vii că aici este pognește, știi, creativitatea. Da. Aici poți face chiar orice. Foarte mișto, da. Și atunci... Bine, nu orice, da, știu. Da. Mai am și eu nebunile mele acum ce să facem. Da. Bine, Laurențiu. Mulțumesc. L-am adus pe el mai printre primii, că el o să-i asculte pe toți și da, atunci de fapt, era... Trebuia să fiu primul. Da, trebuia să fiu primul. Era așa, nu știi, pentru tine nu mai devenea Mulțumesc. Fan. Bine, ți-a plăcut? Da, da, să știți că arată... o să fie online? Da. Arată Lorena la fel de bine în realitate ca și în sticlă. E ok. Îți mulțumesc, mulțumesc. Bine, dau de băut, am înțeles. El vede toate fetele, invitatele mele și tot. El are acest... Daniel sau... Oricine, da, nu contează.